Consilieri, ați fost convocați astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local, conform articolul 133 aliniatul 1 din ordonanța de guvern 57/2019 privind codul administrativ. Convocați prin dispoziția domnului primar, constat că în sala de ședință sunt prezenți 9 consilieri din 11, 2 lipsesc motivat. Este trimis cuvorumul pentru a fi aprobate toate punctele de pe ordinea de zi. Precizez că nu a fost adus nicio modificare, un amendament la proiectele de hotărâri de către domnii consilier local. Proiectele de hotărâri au fost analizate și avizate în formele prezentate pe ședințele de comisie, avizate favorabil. În ședință, fac și precizarea, sunt invitați reprezentanții televiziunii exclusive. Dau cuvântul domnului președinte de ședință, Muzache Daniel, pentru a prezenta ordinea de zi și a deschide ședința. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretară! Așadar, deschidem ședința de astăzi, ședința ordinară a Consiliului Local Secuieri, din data de 31.07.2019. O să încep să citesc ordinea de zi de astăzi spre a o supune spre votare. Primul punct al ordinii de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea execuției trimestrului 2 anul 2019 inițiator domnul primar David Dumitru Cosmin. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Trimestrul 3, anul 2019. Inițiator, domnul primar Dumitru David Cosmin. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Inițiator, domnul primar Dumitru David Cosmin. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei la HCL numărul 25 din 31.05.2019 și aici se referă la aprobarea închirierii pășunii comunale prin atribuire directă crescătorilor de animale, membrii ai colectivității locale care au sediul social pe teritoriul UAT, Secuieri, în urma depunerii cererilor acestora. Inițiator domnul primar. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind sprijinirea unor unități de cult din Comuna Secuieri, județul Bacău, și anume aici este vorba despre parohia din Fundieri, inițiator domnul primar Dumitru David Cosmin. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind sprijinirea unor unități de cult din Comuna Secuieri, județul Bacău, aici fiind vorba despre parohia din Berbinceni, inițiator domnul primar. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind sprijinirea unor unități de cult din Comuna Secuieri, județul Bacău. Și aici este vorba despre Troiță din zona Câmpieni, din parohia Secuieri. Inițiator domnul primar Dumitru David Cosmin. Avem și un raport de înștiințare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din Comuna Secuieri, întocmit de doamna asistent Mihaila Niela, și, bineînțeles, capitolul diverse. Dacă se... Mă scuzați, înainte de a supune spre aprobare proiectul de zi, aș dori să întreb domnul consilier despre procesul verbal din ședința anterioară, care a fost pus la dispoziție în funcție. Dacă aveți comentarii pe baza acestui proces verbal, dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Putină? Punct, așa și punctul diverse. Dacă se înscrie cineva pentru capitolul diverse, rog frumos. Deci, eu am să merg aminte de domnul primar cu o problemă mai veche. Deci domnul Uncanu se înscrie pentru capitolul diverse. Așadar, o să începem... Cine este... O să supunem la vot ordinea de zi. Cine este de acord cu ordinea de zi de astăzi?
Împotrivă? Abțineri? Începem primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției trimestrul 2 anul 2019. Întrebări pe marginea acestui subiect? Se confirmă că conform articolului 49 aliniatul 12 din legea 273 din 2006, actualizată în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor, întocmite pe cele două secțiuni cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor din rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante. Să supunem la vot acest punct. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Nu. O să trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 anul 2019. Cine vrea să ia cuvântul? Cine vrea să întrebe ceva? Bineînțeles că noi, în ședința pe comisii, care am avut-o ieri pe ședințele de comisii de specialitate, am studiat aceste rapoarte și au fost votate pe comisii. Așadar, dacă nu sunt întrebări, o să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Da. Întrebări, ceva? Atunci, dacă nu, o să supunem la vot. Am văzut că s-a împărat un pic de la 1000 ani. De la 3.000. Da. Adică și-am trecut tot la fel al grup. Da. De ce se legea apărut acum în 2019, care a trebuit că trebuie să fie bubel în toate localitățile de la tot. Dar asta fac și o campanie de conștientizare. Da, dar la prețul ăsta singura problemă. Nu, singura problemă nu este în lucru. S-a mărit cotizația de la 1000 la 3000. Asta vreau să vă duc la cunoștință. Atunci o să supunem la vot. Cine este pentru? Să dăm bani. Împotrivă? Abținere? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei HCL numărul 25 din 31.05.2019 referitoare la aprobarea închirierii pășunii comunale prin atribuire directe crescătorilor de animale, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul UAT Secuieri, în urma depunerii cererilor acestora. Deci, acest lucru care a venit. Deci, cine dorește să ia cuvântul? Deci,
fost și... articolul fost ăsta. Deci, atunci o să supunem la vot, în urma analizii fiecărei comisii. Ați verificat fiecare și știți despre ce este vorba. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 5 al ordinii de zi de astăzi, proiect de hotărâre privind sprijinirea unor unități de cult din Comuna Secuieni, județul Bacău, și anume Parohia Fundeni. Aici avem... E vorba de cererea depusă în luna 4-a de Consiliul Parohial al Parohiei Fundeni. Vorba de materiale pentru terminarea casei mortuare la biserica din satul Chiticeni. L-am mai aprobat și în prima fază borțat, ce a fost pentru construirea clădirii și acum mai sunt niște rămășițe care trebuie să... Așadar, o să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem mai departe. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind sprijinirea unui unități de cult din Comuna Secuieni, județul Bacău, și anume Parohia Berbinceni. Aici, domnul primar, ce ne spune? Da, este vorba de parohia Berbinceni, dar cei care beneficiază sunt din satul Fundeni. Clădirea se face în satul Fundeni. Titlul de proprietate a fost pe parohia Berbinceni, fiind trecut cu Fundenul la un loc. Până să se despartă, acum avem Chiticeniu cu Fundenul la un loc. De pe cine se pare. Atât de proprietate când s-a emis pe parohia Berbinceni. Și ca și proprietarul este parohia Berbinceni. Dar casa praznicală, am înțeles că a fost discuție și Este vorba de la vorba de Berbinceni și care îmi punea problema unde se face și unde se are. N-am știut că, de fapt, e pentru Fundeni. Acum, indiferent cum ar fi, e vorba de cetățenii care oricum au nevoie de o casă praznicală în Fundeni, pentru că oricum nu e. Dar, din ce... Tocmai asta, nu. La ședința pe comisie ieri, îmi puneam întrebarea unde își face... Berbincenii. Cancelarea. Pentru că, într-adevăr, am văzut ulterior adus material doamna secretară unde a dat proiectul cu baie, dormitor, sală de ședințe și așa mai departe. Și chiar mi făceam probleme unde pun la Berbinceni. Nu este vorba de satul Fundeni. Pentru că acolo nu scria de Fundeni, scria de Berbinceni. După aia am... după aia am văzut mai jos în material, de fapt, actele sunt tot comunul ăsta. Da, indiferent cum ar fi, trebuie și acolo. Așa că dacă toți sunt votat, chiar dacă nu am fiat avut ceva obiectiv, doamnă. Asta e. Vreau să fie și la Fundeni. Ați trebuit până la urmă, rămas Fundeni. Nu e vorba de nicio casă mortuală, doar de o cancelare parlamentară care o să fie pentru praznice, este și un birou cu o baie pe terasă în față. Suprafață de 150 metri pătrați. Dar nu vorbim de casă mortuală. Da, înțeles, da. Domnule, s-a dus mortul în mijloc satului. S-o puteți. Supunem la vot acest punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă și abțineri? Nu. Trecem mai departe la punctul numărul 7. Iarăși, proiect de hotărâre privind sprijinirea unui unități de cult din Comuna Secuieni, județul Bacău, Troița, zona Câmpieni, din parohia Secuieni. Aici, tot așa, mi se solicită niște materiale pentru refacerea unei troițe vechi, care cu timpul
s-a degradat și a căzut jos, fiind și în centrul satului și se vedea urât. Așadar, mai trebuie și ceva ajutor din partea primăriei, s-au mai strâns și din sat, a mai donat și părintele. Și este pentru acest proiect de hotărâre, abțineri, împotrivă, nu. Deci avem și un raport aici de înștiințare, și anume raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Secuieri, întocmit de doamna asistent Mihaela Niela, în urma verificării fiecărui consilier, și mai ales că ieri am avut ședința pe comisie, am verificat fiecare despre ce e vorba. Așa că o să supunem la vot și acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A mai rămas capitolul diverse. S-a scris la cuvânt domnul Luncanu, vă rog frumos. Da, știți vechea poveste cu șanțul și cu tubulatura aia pe care traversează drumul județean, care e colmatar. Am mers și m-am uitat un pic în ordonanța de urgență 43, articolul 38, unde spune clar că revine în atribuțiunea OAT-ului ce este intravilan pentru întreținere. Cum crezi că putem rezolva acolo? E chiar în curbă, v-am zis, destul de periculos și pământ de la galben. Da, o să suntem și noi ordonanță, să vedem ce se vorba, dacă vreți. Dacă vreți, vă și dau planul în listată. Da. O să mă luăm și să vedem ce putem face. Dacă ești, putem face și lucrări pe... Deci tu pot face dacă... ...drumul județean, cu mare drag. Da, o să studiem și o să vedem un răspuns. Nu e vorba de răspuns. Ideea este trebuie rezolvată cumva, pentru că ieșim cu succesul din curbi și din curbi... Dacă este picat rusabil, nu... Bun, nu. De pe șansă, e colmatat, e numai mărgă la acolo, înainte de a intra în tub, dacă se face șanțul ăla, te colmatează un pic, cred că s-a rezolvat problema, nu trebuie să ajungem în partea carosabilă. El, la automat, că tot ce vine din... Când ați spus o din aval, de curbi, eu am înțeles că problema este pe asfalt acolo. Este și pe asfalt, e vorba despre de circulație. Am vorbit și cu cei de la Poliția Locală de aici, de la IPJ, de cu ei. Au făcut raport, am înțeles, către drumul județean. Am înțeles că a fost și dumneavoastră. Ideea este că nu s-a rezolvat nimic, nu s-a mișcat nimic până. Ca și nu mai zic și cu asfaltul ăsta nou, au venit și au pus pietriș pe acostament și au trecut cu cilindru și au băgat toate pietrele în asfalt, care oricum s-a și se deteriorează, dar... N-ai cu cine să vorbești, nu... Și păcat el, dar ai făcut și... Mulțumim, domnul Luncanu. Așadar, capitolul diverse... Satul este intravilan în comun sau în extravilan? Deci, dacă vorbeați acolo, eu așa înțeleg. Păi, spune că ce este în interiorul localității, pe raza OAT-ului, ce de ți-a vorbit? Spune că intră în atribuția de întreținere și de altă. Da, doar ce este în interiorul comunului, ce este în extravilan. Deci, asta înseamnă în afara localității. Locațiile prevăzute la alineatul 1 revin după caz administratorului drumului. Ce este în afara localității. Păi da. Așa. Deci eu vorbesc că asta este în localitate, deci e în mijlocul satului. Am înțeles. Vedeți la dreapta, este în preglal, comisă. Intrabilat. Dar o să... Nu, pentru că... Într-o fel... Vorbesc de lege de 97, dar... Da, 43 pe 97. Depinde că nu e intrabilat. Harta. Se schimbă legea de intrabilat. Nu, e să-i fost frumos și mai rău. Da. Deci dacă stă... În atribuțiunea noastră, cu siguranță, o să vedeți acum. Da. Acum, deocamdată, nu e ce să mai are, dar au fost când am derapat, au ajuns pe soață acolo. Acum, bun, au fost cu victime, dar, posibil, într-o zi, se... Calea de rulare, vă dați seama, nu putem intervi noi pe calea de rulare. Bun, aia, dacă rezolvăm problema cu
de colmatare a șantului acolo, care e o rază de 8 metri maxim. Deci nu e o lungime mai mare ca zici, că într-adevăr e un costul foarte mare. Acolo cred că dacă se desface chiar intrarea în tub, eu zic că se rezolvă. Da, o să rezolvă. Mulțumim. Așadar, s-a epuizat și capitolul diversii. Vă mulțumim pentru participare și declar ședința închisă. Și mai mulțumim.